Georgeta Carmen Mocanu, funcționar în cadrul Direcției Economice Buzău, s-a stins din viață la vârsta de 61 de ani. Aceasta a fost înmormântată săptămâna trecută la cimitirul Dumbrava din municipiul Buzău. Femeia a lucrat de mai bine de 15 ani la serviciul încasării, după o bună perioadă petrecută în structura ANAF. Era una dintre angajatele Direcției Economice cu o vastă experiență în domeniu. Deși angajata nu ar fi dat semne că suferă de o afecțiune gravă care să-i pună în pericol viața, ultimele două luni au fost fatale. Asta pentru că, spun surse din primărie, problemele medicale s-au agravat după ce a aflat că procurorii DIICOT Buzău o cercetează în dosarul fraudei economice din cadrul primăriei Buzău. Conform acelorași surse, joia trecută, în timpul funeraliilor, procurorii antimafia o căutau pe Georgeta Mocanu prin primărie pentru a-i lua ultimele declarații necesare încheierii rechizitoriului. Ar mai fi de remarcat că în cadrul serviciului executări creanțe persoane juridice, doar doi angajați nu au intrat sub lupa DIICOT, în timp ce la persoane fizice un singur funcționar se poate considera deocamdată fără pată.